limbajul traficului este un limbaj la care, așa cum am zis, toată lumea spune că înainte să-și ia permisul de conducere e foarte, nu știu, eu zic flower power, așa. E greu să semnalizezi, pleci de pe loc. Totul e frumos, dar de fapt când ajung în spatele volanului și începe să te claxoneze omul din spate. Tot el înjură. De ce înjur, frate? Te înjură că nu știu ce ai făcut. Ăla din față spune că ești urât și că eu știu ce-ți lipsește. Pasagerul poate te enervează și el. La un moment dat o să ai, o să zici tu ceva care nu e ok. Aha, că stai pe telefon și nu vezi semaforul, așa e. Deci cel care spune că eu niciodată nu vorbesc urât în trafic este cel mai mare mincinos. Echipe mixte de polițiști sunt în stațiile de metrou, Piața Unirii și Piața Victoriei, cele mai aglomerate, pentru a interveni în cazul unor ambuscade. Ambuscadele se creează, ambuteiaje, ar trebui să fie, nu? Pentru a interveni în cazul unor ambuscade. Ambuscada este când o masă mare de oameni ajunge acolo fără voia lor, adică nu e ca și cum au ajuns acolo pentru că și-au dorit asta. Că, spre exemplu, ambuteiaje se creează când, de fapt... M-ați prins. M-am prins pe mine. Mi-am dat eroare. Echipe mixte de polițiști sunt în stațiile de metrou, Piața Unirii și Piața Victoriei, cele mai aglomerate, pentru a interveni în cazul unor ambuscade. Busculadă sau ambuscadă la metrou? Ambuscadă este un termen din limbajul militar, desemnând o situație de luptă în care inamicul este luat prin surprindere. În cazul de față este vorba de o situație mult mai pașnică, de îmbulzeală sau aglomerație la metrou. De aceea, formularea busculadă la metrou ar fi fost cea potrivită. Ce românească a făcut tot cu mine. Nu cred așa ceva. Ce românească a făcut. Da, este o expresie, cred eu, de ce? Asta cu românească, dacă da. Expresia cu românească mi-a venit pur și simplu în cap în momentul în care am încercat să înțeleg de ce românii între ei se urăsc atât de tare sau de ce fac ei ca la români. Deci românii când merg în afara țării sunt super civilizați, sunt respectoși, sunt, mă rog, marea lor majoritate și încearcă să fie obedienți cu regulile de acolo, legile de acolo și așa mai departe. E, când sunt în România, când se întorc sau când sunt în general în România, evită să mai facă orice, că nu contează, oricum nu îi trage nimeni la răspundere. E, până și trece pe roșu. Ce românească a făcut. O românească înseamnă când un om face fix, adică când evită orice simț de responsabilitate doar pentru că e la el acasă și oricum nu se întâmplă nimic. Au ocolit coada de 1000 de persoane de la direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor București. Este vehiculelor. Nu, adică a spus vehicolelor. La asta este vehiculelor și nu vehicolelor. Au ocolit coada de 1000 de persoane de la direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor București. Vehicul, nu vehicol. Substantivul vehicul provine în limba română din franceză vehicul și latină vehiculum. Ca atare, acest substantiv se scrie și se pronunță corect cu U, nu cu O. În aceeași situație este și verbul a vehicula, scris și pronunțat corect cu U. Vehicula, nu cu O, vehicola. Sunt mai multe expresii. Aici am avut eu treabă, stau 5 minute, boss. Durează doar 5 minute sau vin, nu stau decât 2 minute. Astea sunt expresii pe care nu le agrez deloc. Adică sunt sigur că poți mai bine de atât. Poți să faci un mic efort încât să nu încurci tot traficul pentru asta. Cam astea sunt expresii care mă enervează foarte tare în trafic. Stau 2 minute, astea sunt minciuni, practic. Sunt minciuni pe care nu le înghit. Măcar spune, uite, am treabă acum, mi-este lene, mi-este scârbă, nu am răbdare, nu am banii necesari să parchez unde trebuie. Asta este, lasă-mă în pace, stau 2 minute, promit că mut mașina și asta este. Dar minciuni de genul, nu, asta nu agrez și mă enervează foarte, foarte tare. E ceva ce ar trebui să mai controlez și eu din punctul de vedere. Mă stresează chestia asta. Clar, da, aș da niște legi pentru road rage, se numește. Asta e termenul pe care îl folosește toată lumea. Sunt două cuvinte împrumutate, care la noi nu înseamnă nimic, ca și bullying, de principiu. Adică e așa, un termen science fiction.